Salutare și bine v-am regăsit! V-ați suit vreodată într-o mașină electrică? Asta este un zgomot special conceput până la viteza de 30 de km pe oră ca să avertizeze pietonii. Pentru că atunci când mergi printre blocuri cu astfel de mașină și nu scoate niciun zgomot, oamenii se trezesc cu o mașină la jumătate de metru de ei și nu știu cum să reacționeze și e posibil să-ți sară pe capotă. Da, știm cu toții că e silențioasă, dar de fapt, cât poți merge cu ea? Avem autoturisme electrice care merg astăzi până la 600, 700 și chiar 800 de kilometri care se vând. Deci nu suntem într-o ecuație din asta. În viitor începe să conteze din ce în ce mai mult de fapt ce treabă ai tu cu mașina respectivă, tu cetățeanul X, ca să fie clar. Și cât costă în realitate să mergi cu astfel de mașină? Pentru mine diferența ar fi că înainte plăteam niște bani, iar acum plătesc zero. Dispun de o stație de încărcare la locul de muncă, o stație gratuită. La 1,80 lei, cât este acum prețul curentului prin stațiile de încărcare, am ajunge la cât? Undeva la 36, sub 40 de lei pe 100 de kilometri mixt. 40 de lei. 40 de lei. Și ce se va întâmpla din 2035? O să fim obligați să avem mașini electrice? Deținerea în continuare va fi permisă. Nu poți să iei omului mașina din casă pentru că este pe benzină sau pe motorină și să-i spui de mâine nu mai circul. Nu, nu se mai vând și nu se mai vând și nu se mai matriculează mașini noi. Bine, dar ce te faci dacă tu stai la bloc? Din păcate, la blocurile vechi, posesorii mașinilor care locuiesc în aceste tipuri de locuințe vor trebui să folosească stațiile publice. Și deci pe viitor nu vedeți să se găsească o soluție prealtă? Evident, sunt soluții, dar acolo ar trebui să fie un parteneriat cu primărie. Și mai ales, cum o să reziste o rețea în care sunt zeci de mii de mașini electrice? Tu, ca operator de rețea, te ajută și pe tine la un moment dat faptul că ai atâtea mașini electrice la încărcat. Pentru că tu poți să folosești bateria mașinii electrice, poți să o folosești ca să extragi curentul de acolo și să te echilibrezi în cazul în care ai un consum brusc. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bun găsit tuturor! Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Ascultați Eu și Energia, podcastul care are grijă de factura ta la curent electric. În ediția de astăzi, prieteni, stabilim dacă merită să-ți iei o mașină electrică, dar mai ales vom vedea modul în care acestea ne vor schimba viața și înfățișarea orașelor și mai ales cum ne vor schimba obiceiurile de consum. Gândiți-vă că ne îndreptăm spre un viitor în care pe strada noastră se vor afla nu una sau două mașini electrice, ci câteva zeci și că toate trebuie alimentate. Acum, nu sunt destule stații de încărcare, iar orice încercare de încărcare, desigur, ia timp. Deci, cum o să fie cu o mașină electrică? Mai simplu sau mai complicat? Dar până atunci, să începem cu începutul. De ce să-mi iau astăzi mașina electrică? În primul rând, pentru că statul plătește o parte din mașină. De ce ți-ai luat o mașină electrică? În primul rând, pentru că am un sprijin foarte bun de la stat. Deci, prin programul acela Rabla Plus, 10.000 de lei subvenție de la stat la o mașină electrică, care nu este foarte ieftină, între noi fie vorba. Cea mai ieftină este marca națională, undeva la a ajuns, a depășit 20.000, 21.000, 22.000, eu mai plătesc 11.000. Dar și pentru că mașina electrică are un randament mai bun decât cea termică. Un alt avantaj ține chiar de randamentul în sine al motorului electric. Motorul electric, așa este el, deci nu prea se pierde mare lucru, deci el are un randament de 97-98%. Nu este ca un motor termic unde ardem ceva ca să producem propulsie, ca să ne mișcăm. Iar acolo randamentul este undeva de 40%, deci există un câștig de randament și mai există și un alt câștig. Bonus, faptul că unele stații de încărcare încă dau curentul gratuit. Un pic de răbdare că ne întoarcem și la gratuitatea asta. Dar, pentru echilibru, trebuie să-l ascultăm pe Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Mașini din România. Încă în 2022 e valabil ce spun, sper să fiu contrazis începând cu 2023. Dacă nu ai unde să încarci acasă, respectiv și sau la birou, părerea mea și recomandarea mea responsabilă este să nu-ți iei deocamdată mașină electrică.
pentru că nu mi se pare o soluție să-ți faci un plan să alimentezi unde oricum dacă plătești, că toată lumea avea gratis, unde dacă plătești sunt rețele care sunt evident cu bani și unele sunt și foarte, foarte scumpe. Și dacă faci o socoteală cât te costă pe tine acasă să încarci de la priza ta sau să faci un wallbox de la priza ta, vei constata că e de 2-3 ori mai scump kilowattul la o stație. Vorbesc de curent alternativ, că dacă mergem la curent continuu, e mai gravă situația. Dar ai avantajul la curent continuu că este un fast charge și se încarcă repede. Așadar, vă invităm la chibzuință și calcule minutele următoare. Da, e posibil să ai mașina electrică și să mergi gratuit, dar cineva tot plătește curentul electric, nu-i așa? Deci cum e cu gratuitatea asta? Gratuit în final. Da, asta cineva zic, trebuie să plătească, e ca la și la plafonare la noi, cineva totuși trebuie să plătească. Da, curentul este plătit furnizorului de către deținătorul spațiului unde este pus stația de încărcare, de către benzinărie, de către mall, de către lanțul de supermarketuri. Deci o promoție acolo, da. Să te atragă. Da, încă mai sunt. Ele, au fost și mai multe, sau mă rog, nu că au fost și mai multe, pentru că numărul lor crește. Ele nu sunt foarte multe, dar numărul stațiilor de încărcare crește în România. Am ajuns acum, cred că am depășit pragul de 1000 de stații. Evident, este puțin, dar el va crește. Însă, numărul procentual, numărul stațiilor care ți oferau încărcare gratuită începe să scadă, pentru că a fost o promoție mare la început să strângem pe toată lumea, mai ales că era și energia, era mult mai ieftină. Acum și curentul fiind scump și ajungând totuși să fie puțin un fenomen, deja este o operațiune comercială care, na. Acolo se plătește prețul compensat? Nu. Acolo se plătește la energia electrică pe care tu o cumperi de la stația de încărcare care îți oferă acest serviciu contra cost, este prețul normal. Este prețul... Pentru că nu spune legea de vreo compensare acolo. Legea spune de preț plafonat la energie electrică pentru consumul casnic, nu pentru transport. Deci în condițiile în care ai avea o instalație de încărcare acasă, iar ideea pe care trebuie să o rețineți este că în viitor această gratuitate ar urma să se restrângă. Să facem calcule din nou. Mai este rentabil o astfel de mașină în ziua de astăzi cu noile prețuri la curent? Presupun că am plătit acest curent, că dacă nu plătim, deja mergem gratis. Okay. Dar dacă am plătit acest curent la 1,80 lei, cât este acum prețul curentului prin stațiile de încărcare, am ajunge la cât? Undeva la 36, sub 40 de lei pe 100 de kilometri mixt. 40 de lei. 40 de lei. Deci undeva la, dacă ar fi merge cu o mașină pe motorină, că să spunem că asta consumă mai puțin, 40 de lei la 9 lei pe litru, cât înseamnă? Mai puțin de 5 litri. Nu reușim să scoatem acest consum, deci oricât de bun ar fi dieselul nostru. Tehnic e undeva pe la jumatea prețului. Este un avantaj. Este un avantaj, este un câștig să mergi cu mașina electrică. Chiar și cu acest preț neplafonat, mașina electrică rămâne competitivă în termeni de cost de utilizare și în termeni de cost de transport, cât te costă să mergi din punctul A în punctul B, pentru că vedem ce prețuri avem la carburant. Chiar dacă se scumpește energia electrică, sau să zicem că nu mai este plafonată, se dublează prețul, dar tot este mai bine decât cu o mașină cu un motor termic, să zicem cu un consum clasic mediu, undeva între 8 și 10, 11 medie. Iar dacă cu prețul ieșim bine, ar trebui să ne gândim de acum și unde găsim stațiile, care, deși mai multe în România, încep să devină neîndestulătoare. Mihai Mardale este expert în dezvoltarea rețelelor de energie. În principiu sunt două tipuri de stații de încărcare, cele în curent alternativ și cele în curent continuu. Diferența, evident, constă în timpul pe care îl petreci la stația de încărcare pentru a-ți încărca mașina, evident. Și acestea pleacă de la 3,7 kW, să spunem, curent alternativ și pot ajunge în curent continuu până la 350 kW. Aici, dacă vrem să înțelegem un pic cum funcționează, în curent alternativ, practic atunci depindem de mașină, cu cât poate mașina să transforme curentul alternativ în curent continuu, și aici sunt până la 22 de kW în general, iar la curent continuu, acolo depindem de stație, în principiu. Când vorbim de curent continuu, ne referim la cele de 50 de kW în sus. Evident, acum tehnologia evoluează foarte mult și spuneam că sunt și de 350 de kW. Stațiile astea pe care le vedem noi în parcările din marile magazine, ce tip sunt? Sau e un mix? E un mix, într-adevăr. În general sunt de 22 de kW în curent alternativ și majoritatea în curent continuu sunt de 50 de kW, 60 de kW. Încet încep să apară și de 150 de kW și de 300 mai puține, dar de 150 au început să apară.
Există această teamă că rețeaua electrică a viitorului nu va putea acomoda atât de mulți actori noi, pentru că vorbim atât de extracție din rețea, de multă energie electrică, și aici vorbim de mașini electrice, dar vorbim și de injecție în rețea. Și aici vorbim despre prosumatori, care vor apărea și ei. Este o provocare pentru rețele. Dar, din ce am vorbit inclusiv cu responsabili care se ocupă dincolo de România, este odată ce investițiile converg și toată lumea se convinge că viitorul transportului este electrificarea, banii se mișcă în această direcție. Rețelele se dezvoltă, dincolo de faptul că, ok, ce înțelegem noi banal prin dezvoltarea unei rețele, se schimbă un cablu sau un transformator, se face mult mai mult decât atâta. Se digitalizează rețelele, se prioritizează consumul, se prioritizează la fel accesul în rețea. Deci, acum poate părea o problemă, într-adevăr, ca să ai un consum de, nu știu, 10 mașini electrice băgate în priză în același timp pe o stradă. Da, poate cădea curentul românește zis, dar eu cred că în 5 ani de zile sau în 10 ani de zile nu va mai exista această problemă, pentru că și rețeaua se va dezvolta. Una peste alta, cel mai bine ar fi să aveți această stație de încărcare acasă. Și asta este ușor să faci dacă ai casă. Ce te faci însă dacă stai la bloc? Poți să mai ai mașină electrică? Ne întoarcem la Mihai Mardale. Din păcate, la blocurile vechi, posesorii mașinilor care locuiesc în aceste tipuri de locuințe vor trebui să folosească stațiile publice. Deci pe viitor nu vedeți să se găsească o soluție pe zona asta? Mă gândeam la exemplu din Norvegia, bine, acolo vorbim despre altă... Evident, sunt soluții, dar acolo ar trebui să fie un parteneriat cu primăria. De exemplu, știu că în Amsterdam primăria este cea care vine și îți instalează o stație de încărcare, doar tu anunți că ți-ai luat mașină electrică, zona în care stai, și în proximitatea zonei respective vei avea o stație de încărcare instalată. Nu știu care sunt planurile, sincer, în zona aceasta din partea autorităților pentru a încuraja de la finalul zilei. Este foarte complicat și pentru rețelele private să intre în parteneriat cu primărie, să obțină acel metru necesar pentru a instala o stație de încărcare, și atunci... Complicat un pic, cât momentan. Cât costă o stație? Stațiile sunt ca la telefoane, dacă vrei. De la, nu știu, 500 de euro până la 1000 de euro. Vorbind de o stație pe care să o instalezi acasă sau la birou. Cam asta este, să spunem, un interval de preț. Mihai Nicuț, vă mai aduceți aminte însă de episodul nostru anterior? Acum v-ar prinde bine niște panouri fotovoltaice, nu-i așa? Este situația ideală dacă ți-ai pus fotovoltaice, știm cât costă, cam undeva la 1200 de euro kilowattul instalat, sau mai scumpit și ele, ți-ai pus fotovoltaica și nici nu-ți mai trebuie practic un sistem de stocare și nici nu trebuie să vinzi în rețea la prețurile astea, că acum dacă ți-ai pus fotovoltaică și ai preț plafonat de la furnizorul tău, tu vei vinde energia în rețea tot la preț plafonat și s-ar putea să nu-ți convină. În acest caz, îți pui mașina electrică la încărcat, o alimentezi gratuit cu energia produsă de panourile fotovoltaice și mergi gratis. Dar, într-adevăr, trebuie să schimbi obiceiul de consum, să o încarci ziua, nu noapte. Adică să o încarci la prânz. Adică să o încarci când e soarele pe cer, da. Încetul cu încetul învățăm să ne adaptăm. Și acum, dacă avem și mașina, și stația de încărcare, și prețul calculat, știu că vă întrebați cât o să mergeți cu ea. Păi, e din nou timpul unor calcule. Avem autoturisme electrice care merg astăzi până la 600, 700 și chiar 800 de kilometri care se vând. Deci nu suntem într-o ecuație din asta. În viitor începe să conteze din ce în ce mai mult, de fapt, ce treabă ai tu cu mașina respectivă. Tu, cetățeanul X, ca să fie clar. Că cetățeanul X este angajat sau este el ca persoană fizică sau e soția lui angajatul sau soția lui cetățeanul sau fiica. Nu, nu e important. Orice om, din cauza electrificării, ajunge și va ajunge să se autodisciplineze un pic, ceea ce nu-i rău deloc, spunându-și clar lui: bă, frate, eu am nevoie de mașină să fac asta. Că dacă îți cumperi mașină, că te duci o dată pe an în concediu, în epoca modernă acest lucru a dispărut. Nu-ți cumperi mașină că o dată pe an te duci în concediu. Închiriezi, mă, frate, o dată pe an ce mașină? Și culmea că dacă închiriezi, poate ți iei, știu eu, o mașină premium, poate chiar un luxury, că e o dată tot ești în concediu, tot cheltui niște bani. Mașina pe care o comanzi, pe care ți-o dorești, are o componentă rațională numită autonomie. Cât timp vorbim despre urban, o mașină de 200
de kilometri, de 250 de kilometri, nu că e suficientă. Este mega suficientă. Pe măsură însă ce urci în baterie mai mare, care înseamnă bani mai mulți, apropo de prețuri, și urci și în autonomie mai mare, automat e bine să-ți pui un wallbox acasă sau la birou ca să totuși să încarci un pic mai repede, dar chiar și așa, dacă nu vrei să faci asta, e ok, o bagi în priză, nu o să se încarce toată. Da, presupun că nu vrei să pleci în fiecare zi până la Baia Mare. E o chestiune de obișnuință. Sigur, mai zăbăvește aici o întrebare. Mașinile astea nu poluează, domnule? Că tot consumă combustibil. Nu e așa, Mihai Nicuț? Deci există o amprentă, o emisie de noxe înainte de mașina mea, da? Deci în momentul în care eu alimentez mașina electrică, ea când merge nu emite noxe. Dar când s-a produs energia electrică cu care eu am alimentat, într-adevăr s-au produs niște noxe. Dar sunt, calculele sunt undeva de un sfert, o treime față de cât ar emite o mașină obișnuită, diesel sau benzină. Acum, cu toate lucrurile puse la punct, cred că este timpul să ne suim într-o astfel de mașină. L-am rugat pe Mihai Bucureșteanu să dea o tură cu o electrică, cum se spune. Știi, acum eu vin din dieselul meu care, mă rog, nu e o mașină tocmai veche, dar se aude ca un tractor și m-am urcat în asta ta în care nu aud absolut nimic. De când o ai, trebuie să le spunem celor care ne ascultă, e o mașină mică, e o mașină de oraș. Da, este o mașină de oraș, o am de aproape un an de zile și sunt foarte mulțumit de ea. Ce te-a determinat să-ți iei o mașină electrică? Voiam de foarte mult timp să-mi iau una și am prins o ofertă, 16.000 de euro. Și inclusiv un wallbox cadou din partea lor de curablă, reduceri de dealer, reduceri că am eu ochii albaștri și tot felul de alte reduceri. Eu pot să fac să facă și zgomot, pentru că ea are o boxă pentru zgomot, uite, ia să vezi. Yeah. Da, se aude ca și când ar fi un motor. Mai citit sunt mai multe modele că au băgat acest tip de zgomot pentru șoferii care sunt pasionați de... Ăsta este un zgomot special conceput până la viteza de 30 de km pe oră ca să avertizeze pietonii. Pentru că atunci când mergi printre blocuri cu astfel de mașină și nu scoate niciun zgomot, oamenii se trezesc cu o mașină la jumătate de metru de ei și nu știu cum să reacționeze și e posibil să-ți sară pe capotă de frică. Spuneai că mergi undeva la 70 de km. Da, 70 de km. Ce autonomie are modelul acesta al meu? Are undeva la 300 de km vara și 200 și un pic de kilometri iarna. Autonomia diferă foarte mult iarna din cauza temperaturilor scăzute. Bateria lucrează în alți parametri și mașina, neproducând căldură ca un motor termic, să-și ia căldura de la motor, ea are o pompă de căldură care face această căldură și trebuie să consume baterie și acea pompă. Hai să vorbim și de costuri. Ai făcut o comparație de costuri, de exemplu, sigur. Pe săptămână, probabil o să facem o comparație pe prețurile la carburanți de anul trecut înainte să ții mașina. Da, când erau undeva la 6 lei, cred că ajunseseră până în 6 lei. Da. Care ar fi diferența? Pentru mine diferența ar fi că înainte plăteam niște bani, iar acum plătesc zero. Dispun de o stație de încărcare la locul de muncă, o stație gratuită, iar în cartier avem un supermarket care iarăși are o stație de încărcare gratuită. Deci indiferent dacă eu sunt acasă sau la locul de muncă, eu îmi încarc mașina gratuit. Și am până acum 14.351 de kilometri și am plătit, ca să zic așa, pentru curentul electric doar la unele deplasări prin țară unde nu am găsit stații de încărcare gratuite. Dar încă sunt în țară multe stații de încărcare gratuite. Plătit la Alexandria. Cât ai plătit pe, să zicem, un plin? Un
plin, niciodată nu poți să zici că ajungi cu mașina la zero la stația de încărcare. Ajungi până undeva la 20%. Și să spunem că dacă ai ajunge la 20%, mașina s-ar încărca într-o oră și aș plăti undeva la vreo 40-50 de lei. În funcție de cât este kilowattul la stația respectivă. Și dar, în kilometrii asta cât ar însemna ca autonomie? Să zicem un 50 de lei și ai, sau să zicem maxim 60 de lei și am 300 de kilometri autonomie, asta ar însemna 20 de lei pe 100 de kilometri. În plus, ea vine și cu o chestie foarte interesantă, are frână regenerativă, ceea ce înseamnă că energia pe care tu deja ai alocat-o deplasării, dacă din diverse motive vezi că nu ai unde să te mai duci, când ai luat piciorul de pe accelerație, energia respectivă este din nou luată, transformată în curent electric și băgată înapoi în baterie. Adică își recuperează practic ceea ce tu nu ai folosit. Dacă vrei, uite, să fac și un test de accelerație ca să vezi ce înseamnă. Stai puțin să o scot din modul eco, că e pe eco acum. Ești gata? Ok, da. Are cu pluma și hop. Da. Și e o mașină mică. Adică da, și nu e, are motor mic, are 110 cai, dar sunt 110 cai în secunda 1. Exact, asta înseamnă că toată puterea e în momentul respectiv. În momentul respectiv ți-a dat tot. Cât ai? 110, cap coadă ți-i dă. Proprietarul mașinii în care se află Mihai se numește Marius. El este unul dintre cei care se înscriu într-o tendință a pieții din ultimii ani. Pur și simplu, vânzările de mașini electrice în România au explodat. Revenim la Dan Vardie. Dacă ne uităm la procentul de creștere al primelor 5 luni ale anului 2022 versus 2021, România a ajuns la 513,6%, asta așa ca să fiu foarte precis, creștere, adică de 5 ori, ceea ce nu există nicăieri în Europa în acest moment. Asta ar fi o performanță și ea se suprapune și peste o altă performanță interesantă. România este una dintre foarte puținele țări din Europa care tot în primele 5 luni ale anului 2021 are o creștere cu 33,3% mai mult față de ce s-a întâmplat în aceeași perioadă anului trecut, în condițiile în care Europa toată e pe la minus 19 overall, așa, în primele 5 luni. În primul rând, programele Rabla și mai ales Rabla Plus funcționează. Și eu personal estimez, deci în calitatea mea de analist de piață, estimez că vom avea în România anul ăsta undeva între 10 și 12.000 de mașini electrice. Mi-e greu să cred că ar putea fi mai mult. În momentul ăsta suntem la 3.620 pe primele 5 luni. Așadar, ne îndreptăm către zona europeană verde. De altfel, după cum știți, Europa are o țintă ca din 2035 să vândă doar mașini electrice. Înseamnă asta că vom fi obligați să avem mașină electrică? În principiu, după 2035 urmează o perioadă în care o să-ți mai poți înstrăina sau folosi mașina termică. Mihai Nicuț, urmat de Dan Vardie. Nu este chiar o țintă bătută în cuie, deci este destul de laxă. Te mai poți duce 2 ani mai încolo, poate 3 ani mai încolo, dar cu siguranță este viitorul. Din două motive. Unu, producătorii deja au anunțat că nu vor mai produce mașini cu motoare pe combustie mai devreme de 2035. Și doi, mai devreme de 2035 este posibil să intre în vigoare noile standarde Euro 7 pentru actualele mașini cu motoare termice, care practic vor fi atât de dure și vor impune condiții reale, deci condiții reale de consum și de noxe pentru producători foarte aproape de ceva ideal, astfel încât, practic, industria se teme că acest nou standard de Euro 7 va însemna moartea efectivă a motorului termic. Deci, chiar dacă ținta aia de 2035 a fost impusă de Comisia Europeană, s-ar vrea ca lucrurile să se miște natural până în 2035 spre o migrare către transportul electric. Anul 2022 cred că rămâne punctul de inflexiune. Ceea ce înseamnă că, începând cu anul viitor, vor fi mașini echivalente din punct de vedere dimensional și care vor fi echivalente și din punct de vedere preț. Mașină electrică cu mașină prin, să zicem, aprindere prin scânteie. Și în timp ce mașinile electrice vor continua să scadă prețurile, mașinile aprindere prin combustie vor crește.
Pentru că inevitabil, și asta, mă rog, face parte din structura europeană din toate timpul, adică de când avem Comisia Europeană, sunt tot timpul noi standarde. Acum, în 2025, se vor impune standardele Euro 7. Automat, producătorii trebuie să investească din nou în aceste motoare. Investi din nou, prețurile cresc inevitabil. Pe acest fond, asta ce am spus eu, e valabil într-o perioadă fără inflație, fără probleme. Dar dacă pui și problemele, curbele astea se accentuează în rău, în sensul că creșterea prețurilor mașinilor prin motoare prin combustie, să zicem convenționale, clasice, crește și mai mult, ceea ce și vedem, în timp ce scăderea prețului la mașini electrice nu e atât de evidentă și n-are cum să fie până la capăt. Se întâmplă la diesel fără să fie interzise. Motivul este că va costa atât de mult investiția producătorilor în tehnologie diesel, vorbind de 1 până la 3 miliarde de euro, încât nu mai merită să mai facă investiția pentru autoturisme. Va rămâne doar pentru comerciale ușoare și, bineînțeles, camioane. Vorba a colegului Juan Dalmau din Spania, stați liniștiți, băieți, îi țin chestia asta pentru camioane, că e nevoie de diesel pentru camioane, că acolo încă n-au soluții. Dar la autoturisme, deci, oameni buni care ne ascultați, luați-o pasta, ca să zic așa, este proaspătă, începând cu 2025, și să vreți să vă cumpărați un autoturism diesel nou, nu va mai fi posibil, iar asta trebuie să vă dea de gând și la mâna a doua. Chiar așa, prieteni, ce se întâmplă cu camioanele? Vor fi și ele electrice? Mă întorc la Mihai Nicuț. Nu știu. Eu știu ce se întâmplă doar pe segmentul de passenger cars. La camioane situația este complicată pentru că nu se știe dacă viitorul este electric sau viitorul poate fi hidrogen. Pentru că chiar acum câteva zile, un dintre marii producători de camioane din Europa atestează pilele de hidrogen. Pentru că vorbim despre greutăți mari care pot fi transportate și motorul electric nu poate să dezvolte o tracțiune atât de mare pentru tonaje atât de mari. Acolo s-ar putea să fie vorba despre hidrogen. Dar electrificarea, în primul rând, înseamnă electrificarea transportului personal. Sigur că suntem într-un punct în care putem spune că viitorul se vede, dar se vede destul de bine. Iar ceea ce va urma poate că sună un pic științifico-fantastic, dar adevărul este că mai puțin de 20 de ani, impulsionate de mașini electrice, rețelele noastre ar putea arăta altfel. Iată un exemplu. Tu poți să folosești, tu ca operator de rețea, te ajută și pe tine la un moment dat faptul că ai atâtea mașini electrice la încărcat. Pentru că tu poți să folosești bateria mașinii electrice, care are ceva energie în ea, poți să o folosești ca să extragi curentul de acolo și să te echilibrezi în cazul în care ai un consum brusc de energie electrică. Te ajută și pe tine ca operator de rețea. Rețeaua va funcționa mult mai, haideți să spunem, mult mai friendly cu utilizatorul decât funcționează acum. Un lucru e sigur. Într-o generație, electrificarea generală va fi o constantă a vieții noastre. Case care își pot plăti singure consumul, panouri fotovoltaice, mașini electrice cu care am putea merge gratuit și multe stații de încărcare pe cuprinsul țării. Cu o condiție, să ne schimbăm cu toții obiceiurile de consum. Despre asta am vorbit și în episodul trecut. Îl găsiți pe toate rețelele de podcast. Data viitoare vom povesti însă despre ce înseamnă sărăcie energetică și mai ales despre drepturile noastre. Enel ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.